Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Înainte să începem acest episod minunat, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow, pentru că acolo postez atunci când mă joc împreună cu voi, ca acum de exemplu, pentru că mă joc cu o grămadă de hutinași și o să le citim și numele la finalul episodului. Și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Haideți să vedem pe ce hartă mai nimerim. Oh, suntem aici la birou, la Hârculiță. Sper să nu-mi vină Hârculița. Aoleo, ce skin-uri are Hârculița. Trebuie să ne cam tirăm. Salut, 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 salut. Îi salutăm pe hudinașii noștri cu salutul șmecheros. Vine și Granny. Văd că trepul ăsta este stricat aici. Deci avem un trep stricat. Ne uităm să vedem, avem aici Cleșteanu, îl luăm repede, după care ne tirăm pe unde naiba ne tirăm, mergem pe aici pe sus pentru că acolo avem trep, mergem frumușel pe aici pe sus ca să o ciucuim pe Hârculiță pentru că mă urmărește exact pe mine, frate. Dintre toți mă urmărește exact pe mine. Deschide ușa repede că o să vină Hârculița. Încercăm să o salvăm aici pe Iulia Flori, rapid. Hai să ne uităm așa să vedem să nu vină Hârculița. Poate putem să o ajutăm. Raiticule, am reușit să o ajutăm. Hârculița nu-i pe aici, cu plăcere, Iulia Flori. Dăm ăsta repede jos, tăiem ăsta. După care ne uităm. Cineva s-a dus, parcă Sweet Ioana Ștefania s-a dus cu carteluța pe acolo pe sus. Salut! Îi salutăm pe toți aici cu salutul nostru șmecheros de hudinaș. Hai să ne uităm să vedem pe unde este Granny, pe unde îți faci tu viacu. Opa, încercăm aici să o ajutăm pe Diana Stoica. Nu închide ușa, de ce închizi ușa? Acum mă vede Granny. Bun, am reușit să o salvăm. Și pe unde este Cotoranța? Aoleo, că e aici după zid. Deci îi după zid nebuna. Hai să încercăm să o luăm pe partea asta la altă repede. Să vedem, poate reușim să îi stricăm și trepul. Încercăm să punem ăsta aici așa, nu merge. Salutare, salutare. Aha, aoleo, că m-am prins în trep. Îs curios dacă o să mă lase. Aoleo, că stă cu bastârca lângă mine. Granny, aoleo. Aoleo, hai să-i mulțumim lui Granny. Se spinuiește, ne spinuim și noi. Mua, te-am pupat, Granny, pe portofel și m-am tirat. Nu mai stau la povești cu tine. Aoleo, că mi-a pus trep și aici. Aoleo, aoleo. Gata, mamă, câte trepuri au pus Granny. Oh, și ce ochi are, mamă, ce ochi albaștri are, albăstrui. Îi văd pe aici bastârca prin zid. Mama mia. A, mai avem nevoie de cartelă. Unde carteluța, frate? Oh, că vine Cotoranța. Mă arunc de la etaj, nu mai stau. Unde ne bai carteluța? A, uite aici cu carteluța pe Ioana Flori. Hopa, pe unde Granny? Mamă, ce de trepuri au lăsat pe aici, nebuna. Aolo, aolo, că vine. Vine Cotoroanța. Mama mia, au ieșit direct din joc, sau? Ba, nu a apărut lângă, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Aolo, badroane. Ne uităm pe aici, așa nu-i nimica. No, ce facem noi în această situație? Pe mine m-au iertat Granny, dar nu știu dacă iartă și pe restul. Pe restul nu cred că iartă, salut! Salutare, salutare! Carteluța e de vânzare! Aoleo, că i-am văzut bastârca pe partea asta alaltă. Mamă, cum stă la pândă Granny! Ne paradește, acum suntem toți aici pe Jajiki. Oh, uite cum stă acolo după colț! Bă, ce ticăloasă îi, mă! Salut! Salutare, salutare! Cum facem noi în această situație? Dacă mi-ar da mie carteluța, m-aș sacrifica, sincer, să merg. Dă-mi e carteluța. Cleștele e acolo sus. Sau nici nu mai știu unde l-am lăsat cleștele. Asta ba nu trebuie să fie pe aici, pe undeva. Hai să mă duc să o atrag după mine. Mă duc să o atrag pe Granny după mine. Poate vine după mine. Granny oară. Mă prinde Granny? Dar nu vine, mă, după mine, mă, ticăloasa, mă. Hai, Granny, după mine. Vii după mine, Grenioaro? Sper să nu-mi dea bastârcă, să mă ierte. Că vreau aici să jucuiesc puțin. Hai după mine, hai după mine. Hai să vedem dacă vine după mine.
Udinașilor, hai să ne spinuim și noi puțin aici. Opa, că deja am pierdut partea în care mă uitam. Aolo, dă-mi carteluța. Dă-mi carteluța. Filia Florii, dă-mi carteluța. Ia uite aici pe Granny. Vino grenioară după mine. Bă, dar nu vine, mă, e ticăloasă, mă. Se preface că nu mă aude. Vino după mine grenioară. Bă, cum stă ea și se uită, mă. O împing pe Granny. Hai că stau eu aici să vă blochez. Haideți, udinașilor, treceți. Aolo, că mi-a dat bastârcă peste freză. Cineva să mă ajute și pe mine. Așa, să nu mă lăsați, udinașilor. Să nu mă lăsați aici să mor. Ce faci, Iulia? Salvează-mă. Te plimbă pe aici și nu mă salvează, pe bune? Pe bune. Mă las aici să mor de izbeliște. Aolo. Aolo, că nu mă ajută hudinașii. Aolo. Aolo, badroane. E clar că m-o leșinat. Acum ne leșină pe toți, Granny. Ei, gata, ne leșină pe toți. Game over. Hai să ne uităm să vedem ce mai fac restul hudinașilor. Dăm pe Pleianu. Și suntem pe Senala. A, Senala e Granny. Am înțeles. Ok, Anu Barosanu, ne uităm și ne frumușe la șea, țaca pa caracamaca. Haideți fraților să mergem, să petrecem. Haideți să vedem ce face Senala. Îs curios ce o să mai fac acum. Ce o să mai facă? O mai leșinat încă o persoană. Ok, Anu Barosanu, păi și câți mai suntem? Ah, gata, cred că asta a fost tot, nu? Sau mai este vreun hudinaș pe aici sau vreo hudinașă? Da, nu cred, oricum mai durează doar 2 minute. Hai să vedem. Să facem așa schema, ba, da, mai era cineva, dar am dat de 2 ori click. Ion Blanaru. Ion Blanaru. Am înțeles, fratele meu. Ion Blanaru aici pe Jajiki. Hai, Ionele, du-te după Granny. Mamă, că se mișcă în lag rău de tot. Ok. A, și mai este încă cineva sus pe acolo, ia să vedem. Nu știu pe unde am văzut pe cineva, am văzut numele cuiva. Hai să vedem dacă putem să schimbăm. A, uite, mai este și Loren 7 for 8 life. Sau să zicem așa, Loren 7 for 8 life. Ia să fie așa pe englezește. Oh, 2 bostănei aici sus, 2 bostănei la etaj. Încă 2 minuțele. O prins-o aici pe Loren Grenioara. Nice Sărino. Deci o babardită și pe Loren. Și ar mai fi o singură persoană, cred. Deci ar mai fi doar Ion Blănaru. Să vedem dacă se duce după Ionel. Ionelule, ce mai faci, băiatule? Ionelule. Hai să schimbăm pe Ionel sau pe Granny măcar, să vedem dacă nu. Opa, că nu merge, nu vrea. Așa, a, uite, așa, bun, acum suntem pe Granny. Nice Sărino. Trebuie să ne uităm să vedem dacă se duce după Ion Blănaru. Ar trebui să fie pe undeva pe aici, să se gliciuiască, că parcă se mișca destul de greu. Haideți să vedem ce o să iasă. Hai, Senala, du-te și prinde-l pe Ionel. Hai să-i scriem sau nu mai scriem? Oare se duce sau o să stea aici? Hai să ne uităm să vedem ce face și Ionel. Ce mă enervează bugul ăsta în care nu pot să schimb pe persoana. Uite că a ieșit. Am înțeles. O fi ieșit Ionel sau Senala. Hai să mai dăm încă un mecean așa frumușel să vedem unde mai nimerim să fim. Sper să nu mai nimeresc să fiu eu Granny. Pentru că pe episodul trecut am fost Granny și aș vrea să nu fiu Granny. Oh, faină harta. O să fim acasă la Hârculiță. Hârculeauă. Mai tragi dumneatale la măseauă. Hai, bun, s-a salvat și harta, adică a rămas harta asta și se alege Granny. Să vedem cine o să fie Granny. Și suntem 2, 4, 6 persoane, așa că nu mai știam. Oh, Sweet Ioana și Stefania. Mamă, păi o să ne prindă, că știe să joace bine. Deci o să ne prindă. O să ne prindă direct la cotitură. Parcă văd acum.
Hai să mergem frumușel. Opa, cineva a rămas aici cu capul în ăsta. Hai să vedem dacă putem să-i ajutăm, dar nu prea avem cum. Or rămas blocați cu capul în tavan. Luăm repede rotița asta, deși nu avem nevoie de rotiță. Hai să nu mai luăm. Salut! Salutare, hudinașule! Este Granny aici. Aolo, și ce repede se mișcă. Închidem repede ușa, mergem pe aici așa. Ăstea dispar repede, o luăm pe aici așa frumușel. Pac, pac, pac. Intrăm pe aici, luăm mânerul. Ia să vedem dacă vine grăinioara, sper să nu vină. Luăm mânerul de la fântâniță. Salut! Salut, Denis! Salut, fratele meu! Ia să vedem pe aici, nu-i nimica decât special key-ul, ca de obicei. Dar nu avem nevoie de special key. Aici o să avem nevoie de șurubelniță Laina. Dar întâi și întâi haideți să mergem la fântâniță, să vedem ce este în fântâniță. Din câte știu eu ar trebui să fie cealaltă rotiță. O avem pe Loren aici așa. Și hârculița, pun pariu că e pe aici. Nu pare să fie pe aici, hai să punem ăsta. Punem ăsta așa aici, după care dăm să se deschidă singură. Și mai avem nevoie, de ce mai avem nevoie? Shotgun-ul e acolo. Lemnele sunt date jos. Ok, bun, deci trebuie să ne uităm acum în bucătărie, pentru că cel mai probabil în bucătărie o să fie șurubelnița. Hai să vedem, dacă au luat-o cineva. Au luat-o cineva că nu-i pe aici. Aveam nevoie de șurubelniță Laina. Vine grăinioara. Mergem pe aici așa, îi închidem ușa pentru că nu poate să treacă dacă e ușa închisă. Și ce naiba să facem noi în această situație? Aici nu este nimica. Aveam nevoie de șurubelniță ca să pot să iau cleștele. Deci mai avem nevoie doar de clește și de rangă. Deci mai avem nevoie de clește și de rangă. A, nu de rangă, de șurubelniță, pardon. Da, că avem nevoie aici tot de șurubelniță. Ca să putem să dăm jos cușca aia, ca să-i zic așa. Luăm repede bostănelul ca să-l băgăm la ghiozdănel. Granny văd că e aici la etaj. Opa! Credeam că cealaltă e Granny. Salut! Salut, 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 salut! Ia uite cum se spinuiește Granny. Spinuiește-te, cotoroanțo! Noi știm deja că este suitiata Ștefania Granny. Nice, Sarina, bun. Și acum hai să mergem pe la etaj, să vedem ce o fi pe la etaj. Poate nu vine și Granny pe aici, cine știe, dar cel mai probabil îmi simte mirosul și vine. Ia uite-o. Ia uite-o aici cum stă ea. Nu cred că m-a văzut, nu m-a văzut. O luăm așa frumos pe aici și ea. Mergem pe aici, hai să vedem dacă este ceva la etaj. Aici este doar, cum se numește, padlock key-ul. Dar nu avem nevoie de padlock key. Hai să vedem și pe aici. Ne uităm așa frumușel. Ușa asta e închisă. Parcă nu era închisă ușa asta înainte. Dacă mi-amintesc eu bine. Pe aici așa nu-i nimica. Ok, Anu Barosano. Mergem pe aici așa. Hai să vedem pe unde este Granny. Aolo, aolo, că am dat direct nas în nas cu Granny. Cum să dai nas în nas cu Granny, frate? Aolo, aolo, cotoroanțo. Ia să vedem dacă e pe aici. Mama mia, am dat nas în nas cu Granny. Facem așa și șmecheria asta, bun. Intrăm pe aici frumușel și o luăm pe partea asta la altă. Mamă, bine că nu mi-a dat Buster că în freza am văzut-o acolo, că venea spre mine. O luăm așa frumușel pe aici așa. Țac, țac, țac. Nu știu că vine după mine, dar nu cred. Probabil că acum o să meargă să ocolească, să vină pe aici. A, o lăsat trep aici, am înțeles. Deci trebuie să mă întorc pe partea asta, la altă, pe sus, iarăși. Și acum iarăși o să dau nas în nas cu ea, parcă văd. Îți curios dacă o deschis cineva acolo la Playhouse? De asta sunt foarte curios. Mergem așa frumușel pe aici. Acum trebuie să încercăm să trecem pe lângă. Aolo, m-am prins în trap. Am înțeles, o să vină Granny acum să-mi dea bastârcă peste freză. Sau poate că am timp. Hai să vedem, am avut timp, frate, am avut timp. Mergem să luăm și bostănelul ăsta. Ăsta e foarte bun, îl halim repede, îl băgăm la ghiozdănel.
Și nu a deschis nimeni aici, frate. Unde naiba o fi șurubelnița aia? Deci unde naiba o fi șurubelnița? Avem nevoie de șurubelniță. Dacă o să avem șurubelnița, o să avem și cleștele și tot ce avem nevoie. Dar fără șurubelniță, ce naiba facem? Șurubelnița de obicei era aici sau în bucătărie. Dar nu este pe niciunde. Hai să încercăm repede să scăpăm de trepul ăsta, să-l scoatem. Oh, bacă, a venit Granny. A venit cotoroanța. Salut, Granny. Mua! Te pup pe portofel și m-am tirat. Nu mai stau. Nu mai stau, nu mă mai spinuiesc. Gata, fug. Iau repede bostănelul ăsta. Și mai luăm și bostănelul ăsta pentru că ăsta putem să-l desfacem. Sunt curios dacă o fi șurubelnița aici în bostănelul ăsta. Ești curios dacă o mai pus din nou trepa aici. O pus iară trepul. Am înțeles. Deci trebuie să ocolesc toată partea asta. Am înțeles. O pus un trep și aici. Am reușit să scăpăm de el. Dacă pe care camaca. Dar unde naiba o fi șurubelnița aia, frate? Deci nu știu unde o pus cotoroanța șurubelnița. Noroc că măcar m-a lăsat și nu m-a omorât când m-a prins acolo, că putea să-mi dea direct peste frezian. E aici, nu e aici, parcă vă da. Aolo, aolo, cotoroanță, n-are treabă cu mine. Ce bine că n-are treabă cu mine. Dăm și noi ăsta așa frumos, pac, nu. E cheița de la arbaletă, da, nu ne trebuie arbaleta. Păi și ce facem în această situațiune în care nu găsim asta cum se numește, șurubelnița? Ce facem în această situațiune? Spuneți-mi și voi mie. Ce naiba face fratele Houdini? Ok, Anu, pe aici nu e, pe aici nu e, pe aici nu e, pe aici nu e. Păi și unde o fi? Pe aici prin baie, nu? Aoleo, că m-o paradit. Ce ticăloasă, ui, deci m-o lăsat. După care au venit și mi-au dat bastârcă peste frezian. Ai. Păi cum să te mai încrezi tu vreodată în Granny, frate? Cum să te mai încrezi tu vreodată în Granny? Dacă îți dă direct bastârcă peste frezian. Spuneți-mi și voi mie. Deci n-ai cum, frate. Nu ai cum. Exclusiv nu ai cum. Deci e imposibil. Nu ai cum să te încrezi în grănioara. Cam asta a fost episodul Houdinașilor. Dacă v-a plăcut să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Granny m-a nenorocit, mi-a dat direct peste frezian. Să nu uitați și de Instagramul meu, primul link din descriere dacă vreți să ne jucăm împreună ca și pe acest episod, pentru că o să citesc acum numele Houdinașilor. Ia să vedem cine este în acest episod cu fratele Houdini. Deci avem Denis 2 mulți de 0 și 4. Avem Iulia Flori 0, 8, 14. Avem Loren 7, 4, 8, live. Avem Săcălău 65. Și avem Sweet Ioana și Ștefania. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost pe acest episod împreună cu mine și ne-am jucat împreună. Să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe și follow acolo pe Instagram. Vă pup fratele Houdini și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!